мы отправляем такие письма к нашему парламенту, нашему губернатору. Для того, чтобы, например, вот это письмо про пенсии и пособия. Для того, чтобы они подняли пенсии. И подняли пенсии именно и тех людей, которые, например, работали 40 лет, чтобы им давали пенсию. И мы просим у государства, чтобы они подняли пенсию, подняли пособие для безработных, для людей, для детей. Это не за себя. Для инвалидов. Понял, понял. Но я же не прошу за себя, я прошу за всех. Не, и вы, думал, если, что... например, подпишете такое письмо, и мы отправляем с вашего имени, то вы не подпишите только за себя, а за всех. Подписали? Хорошо. C'est très bien, говорят французы. Cerem de la cei de sus ca să atragă noi investiții din partea Uniunii Europene, pentru că e cel mai mult neacordă, și de a deschide noi întreprinderi, pentru că oamenii să aibă unde munce și să aibă un salariu și să nu plece. Cum crezi dumneavoastră? Ar fi o idee bună aceasta? Da. Noi strângem semnături prin care trimitem scrisoarele, cum v-am spus, pe urmă la Parlament și Guvern. Dumneavoastră susține cu semnătură scrisoare? Da. Aici. Avem tema corupției. Cunoașteți că corupția este foarte mare la noi în țară. Prin această scrisoare noi vrem să arătăm autorităților că oamenii nu tac și văd ce e corupție, chiar și oamenii de la sat sunt această corupție. Și, de exemplu, sunt trei puncte. Corupția scade nivelul de încredere a cetățenilor, scade nivelul de trai pentru toată populația și nevoie economică și lipsă de integritate. Ce creează corupția? Da. Ați fi de acord și cu această scrisoare? Da. Avem niște petiții pe care le trimitem în Parlamentul Republicii Moldova pe mai multe teme. Una dintre teme este nepotism și cumătrizm. Cunoașteți cu noi ești candidat? Da. Cumătrismul, mai ales среди ментов, среди тец кумытри, тец în Parlament, тец. Так, ce să ne ajutați cu semnătură? Nicio problemă. Pentru asta, pentru asta, mă semnez. Mă interesează și am aflat asta. În partea Republicii Pensiile la noi sunt foarte mici în Republica Moldova. Eu primesc 1400. Anume în perioada aceasta chiar s-a scumpit și lumina și gazul. Dumneavoastră ar fi de acord să transmit toată scrisoarea către Parlament? Desigur.